Să știți, prieteni, că în orice bucătărie există un set de cuțite gata să ne servească atunci când avem de tăiat ceva. Însă așa se întâmplă că mulți dintre noi de fiecare dată punem mâna pe unul și același cuțit, restul fiind mai degrabă de decor. Bucătarul Nicu Motoianu a venit astăzi acasă să ne spună la ce folosesc celelalte cuțite pe care nu le atingem și cum le întreținem corect. Salut, Nicu! Salut, Traian! Salutare! Ai venit, văd că e echipat așa ca o armată de samurai. Și asta. O să începem cu cuțitul principal, da? Noi avem un cuțit universal pe care îl folosim de fiecare dată. Care ar fi acesta? Da, este un cuțit universal, cuțitul bucătarului, se mai numește. Așa. Din motiv că are o lamă de 30 cm, adică de la 20 la 35 cm, este foarte comod să faci orice. Tocăm și verdeață, și scurățăm și carne, și legume. În motiv că un bucătar în bucătărie nu poate schimba permanent cuțitele în dependență de ce face. Așa de asta se numește un cuțit universal. Dar, în categoria de cuțite, principale sunt 14. Adică feluri de cuțite. Wow. Acum sunt mai multe. Sunt personalizate pentru ustrice, pentru, adică care nu merg... Și multe sunt, acum este și tendința asta a cuțitelor japoneze din Orient. Dar vreau să te întreb despre cuțitele cu zâmți și cele fără. Care e diferența? Adică știu că ăsta zâmțat e pentru pâine sau pentru coajă. Dar uneori observăm și de-astea mai mici cu acești zâmți. Da, sunt cuțite zâmțate, dar puțin zâmțate, în diferență de acestea, este ca o pilă, să spunem așa, da? Pentru a tăia o textură mai tare, adică produsul care afară e tare, nu într-o moale. Adică de obicei, ca coaja de pâine, da. Da, e în patiserie mai mult. Aceste zâmțurile sunt mai uniforme. Ele se pot pentru filiat carne, adică pentru legume, pentru structura ale legume roșie, da? Adică trebuie să tăiem o roșie și cuțitul poate fi, în dependență de acestea, poate fi puțin... Dar iată, multe gospodine se întreabă probabil acum de câte cuțite este nevoie într-o bucătărie acasă, așa, pentru a activa fără probleme. Cam câte? Dependență de gospodină. Dacă adică poate să lucreze cu un cuțit, eu cred că un cuțit universal e ok. Dar eu cred că în 3, maxim 4 feluri de cuțite sunt ok în fiecare casă. Luăm un cuțit universal pentru pâine, un cuțit pentru legume, adică să luăm acesta, da? Da, cel pentru mai mic. Da, el se poate folosi pentru carne, pentru dezosarea cărnii, cât și pentru legume, pentru a curăță un cartof, mă știu, pentru a face chiar un decor. Deci, cu alte cuvinte, este un cuțit mic, dar voinic. E neapărat prieten să aveți un astfel de cuțit. L-am și eu acasă și, apropo, îl folosesc foarte des pentru că este foarte practic. Spunem un cuțit așa zâmțat, pentru el mai, spunem, gospodinile acasă nu pot permanent să le ascute, da? De asta el ține un timp mai lung acest cuțit. Deci asta este avantajul cuțiturilor. Este foarte mare avantaj, adică dacă... Zimțate. Totodată vreau să te întreb cum să le întreținem corect, cum să le ascuțim corect. Ne mai este așa o idee că nu poți să le speli mașina de spăla vase pentru că se tunchesc și așa mai departe. Da, este, adică din independență de metal, dacă e un metal japonez, adică sau 4-5 metaluri, acela de a... veșnic, să spunem așa. Dar la noi este un metal inox, deci, la temperaturi mari, sigur, se tunchește. La interacțiunea cu acidele, spunem, ceapa, citrusele, el iarăși se tunchește. De asta în fiecare set de cuțite, cred că care cumpără fiecare doamnă acasă, este așa un musat. Și aproape fiecare doamnă s-a întrebat, dar cum stai cu el? Și a încercat să taie, dar el nu are lamă. Ce facem? Cum îl folosim? Da, acest musat se folosește, adică ne folosim cuțitul, tăiem, îl întreținem. Cuțitul permanent trebuie de întreținut, că el să nu stunchească până la tine. De aceea, adică curățăm lama de așchile acestea micuțe, care se fac la tăiere, da? Așa. Și de asta îl întreținem. Și el are un timp de
Întreținere mai lungă, adică poate să țină și o săptămână. Deci, două, cu alte cuvinte, puteți folosi acest musat doamnelor și să aveți grijă la degețele, la manicură. Are aici și o bucată așa de protecție care vă protejează degetele și voi decideți cum ați cuțit. Sau trageți cuțitul spre dumneavoastră, dar atenție, sau dimpotrivă îl îndepărtați de dumneavoastră. Important e să, ca acest musat să treacă pe toată suprafața lamei. Da, musatul într-adevăr este o metodă bună, dar și eu vreau să te uimesc cu această mini ascuțitoare oferită de Limano. Iată, așa, foarte simplu, se plasează pe masă și dacă ești mai leneș și nu vrei să lucrezi cu două mâini, doar cu o mână așa pui cuțitul și îl tragi prin ascuțitoare. Bun, cuțitul este bine ascuțit. Acum aș vrea să ne demonstrez poate un scurt masterclass despre cum să tăiem corect, folosind această gamă largă de cuțite, fără a ne tăia degetele. Da, cu tăiatul degetelor vine cu timpul. Pentru un profesionist. Deci luăm primul cuțitul universal. Universal, da, adică care putem tăia orice produs din această gamă de produsuri. Să luăm verdeață. Verdeață, hai să prima încercăm. Că luăm puțin, nu luăm o cantitate mare. Deci, pentru a nu ne tăia degetele, trebuie să ținem în această formă, da, ca cuțitul. Cuțitul puțin depărtat de degete, să spunem. Sub unghi, să zic. Da, adică noi când tăiem, unghiul merge într-o parte, adică nu în partea degetelor. Și mereu să menținem poziția asta a mâinii, de parcă am ține ceva în mână. Noi fixăm produsul, dacă vedem, îl fixăm cu degetele. Așa. După fiecare tăietură, degetele puțin se dau în spate. Mm-hmm. Dacă tragem atenție de asta și noi, adică cu timpul, foarte repede. Arată, la prima vedere, pare destul de simplu. Prieteni, nu neapărat e să aveți viteza lui Nicu, totuși aveți grijă de degețele. Asta vine odată cu experiența. Și iată, avem aici și niște cașcaval. Apropo, am văzut niște cuțite care au niște găuri. Da. Așa, și mereu m-am întrebat, ca cu ce ajută aceste găuri atunci când îl folosim? Aici o gaură, să spunem că e puțin. Da, găurile sunt pentru a nu se lipi produsul de cuțit. Adică este cuțit ori cu găuri sau gravurat. Mai mult la cuțitele japoneze, dacă vezi, este așa o textură mai neuniformă. E specială pentru a nu se lipi produsul, nu a face vacuumul acesta de produs. Iată, avem o bucată de cașcaval și de fiecare dată pe noi ne enervează atunci când tăiem cașcabalul și el se lipește. Deci el aceste găuri... Dacă asculți atent, el și se aude. Wow! Da. Cum se... Adică aerul iese de aici, de asta și nu permite să lipească. Mm-hmm. Deci iată și răspunsul la întrebarea ce cu aceste găuri pe lama cuțitului. Este cuțitul pentru cașcaval și aceste găuri face să nu se lipească cașcavalul de lamă. Și mai avem aici toporul. Satârul. Deci. Da, parcă e în film horror. Dar acest cuțit cum se poate de folosit și la formarea oaselor, așa și la tocarea aceiași verdeți? Da, dar poți să ne demonstrezi cum tocăm verdeața cu acest topor? Da, luăm mai multe verdeață. Hai să luăm măr, de exemplu, am putea să-l tăiem? Măr nu. Okay. Da, să spunem verdeață, măr, să ajungem acoș. El merge, lama lui permanent merge puțin ovală. Sferică, așa. Da. Este pentru, aici nu avem, dar pentru verdeață mai este așa cuțit care cu două... Da, așa. Două maniere, da. Exact. Deci, în acest mod putem folosi și satârul, adică măcar că el este greu mare, dar... Cât de simplu. Da, adică mai multă gălăgie, dar e foarte comod de tăiat din motiv că el este sub Eu aș zice sferă. Că acesta este cuțitul universal pentru că îl poți folosi chiar și în gospodărie, chiar și la despicat lemne de foc, de ce nu? Da. Așa. Exact. Da. Deci, prieteni, sperăm că astăzi v-am informat la capitolul cuțite cum se ascute corect un cuțit. Am folosit și acest musat. V-am demonstrat și v-am demonstrat și cum se taie și cașcavalul și verdeața și mai avem un măr aici, vrem să-l tăiem. Aici luăm cuțitul de sub
așa, de cuțit, care am spus că putem și la filiat carne, la dezosat, și la curățit legume. Exact. Adică el merge unghiul spre noi, dacă tragem atenție, merge. Și e foarte comod. Într-adevăr. Iată și rostul acestui cuțit mic și voinic, cum l-am adică numit la început. Partea ascuțită putem să, de exemplu, formăm ceva, da? Mm-hmm. Adică e foarte bine dacă ai maniera asta de a desena pe... Mai este un trend pe bostanic, da. Dacă observi pe rețelele de socializare. Nicu, noi îți mulțumim pentru masterclass, pe prietene, te mai așteptăm la noi. Sigur. Cu informații utile și îți dorim să nu-ți tai niciodată degetele. Da. Și să ai parte doar de cuțite ascuțite.